Bună ziua, astăzi suntem la a patra lecție din cursul de lecții HTML pentru blogging. Deci, după cum am menționat în fiecare lecție, am hotărât să concepem acest curs cu scopul ca să venim în ajutor bloggerilor din Moldova care doresc să învețe să aplice limbajele HTML și CSS pentru editarea mai profesionistă a articolelor și paginilor de pe blog. Acum, la lecția aceasta, vreau să vă arăt cum se face o listă ordonată și o listă neordonată, sau o listă cu buline și o listă cu cifre. Pentru cei care fie că nu este afișat într-un anumit motiv butoanele pentru listă în regim vizual, fie că copiind textul articolului dintr-un program de text, fiind introdus aici în articol, arată anumite greșeli, deci ca să puteți să corectați greșelile și să rămână listele aranjate frumos. Deci, pentru început, vreau să vă spun că am scris un articol despre avantajele tabelului de studiere a computerului Scriptic Hemphill și am scris, pregătit articolul acesta pentru blogul Școlii de Computer Scriptic Hemphill. Și acum, haideți să începem. Deci, uite, aici avem câteva avantaje a tabelor de studiere a computerului Scriptic-Hemphill și o să trecem deodată în regimul HTML. Ne ducem la... Deci, deja aici am făcut niște editări a textului, ceea ce am arătat și data trecută. Și acum, haideți să trecem la listă. Deci, prima dată când se începe o listă ordonată înseamnă cu cifre. Deci, începem ordered list și așa scrie prescurtarea și apoi în rândul la primul element din listă se scrie list item. Așa, s-a început tab-ul, list item și termină list item. Tot așa, pentru fiecare element de listă. Tot așa. Asta e foarte important. Foarte important să fie scris și foarte important să fie închise tag-ul listatem, pentru că altfel o să-mi dea cu greșeli și o să-mi fac în formă de listă tot restul articolului. Așa. Așa. Am terminat. Acum aici, la încheierea listei, se pune tagul de închidere OL și s-a închis toată lista. Acum haideți să vedem cum arată regimul vizual. Uite așa. Este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uite așa. Arată frumos. Ordonat. Așa. Bine. Acum pentru a face lista aceasta cu buline, trebuie să schimbăm doar două litere. Și anume, în loc de OL, trebuie să fie UL, Unordered List, în limba engleză. Așa, și aici tot. Unordered List. Să vedem ce s-a primit. Uite așa, acum avem boli. Uite așa. Deci, dacă doriți să participați la tabla de studiere a computerului Scriptic-Hemphill, care va avea loc în luna iulie anul acesta, veți
învăța computerul repede și eficient. Veți învăța cursul PowerPoint și Photoshop, ceea ce vă va ajuta foarte mult la la scrierea pe blog și afișarea mai frumoasă, mai vizuală a informației pe blog. Veți avea parte de o atitudine corectă din partea profesorilor și a asistenților noștri. Veți practica mult cunoștințele acumulate pe lecții, pentru că veți învăța la un computer separat sau puteți veni pe computerul noastră. Vă veți face mulți prieteni, pentru că vor fi din mai multe părți a Moldovei. Deci veți cunoaște și ce spune Sfânta Scriptură despre credință care se arată prin fapte, credință care nu doar spune, dar și face. Și veți învăța să învățați, veți avea posibilitatea să învățați și termeni englezi legat de computer cu ajutorul prietenilor americani care vor fi la tabără. Și dacă doriți să participați la tabără, vă rugăm să telefonați la acest număr de telefon sau să scrieți la e-mailul acesta. În următoarea lecție vă arăta cum se face e-mailul acesta în formă de link. Așa fel ca făcând, ca ducând mouse-ul deasupra e-mailului, să puteți apasă, făcând click, să puteți să scrieți mesaj la această adresă. Și aici, evident, o să pun câteva tag-uri sau cuvinte cheie. Computere, tabără, credința vie, căușeni, scriptehinfo, scriptura. Adaugă și o să publicăm acest articol. Mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim la lecția următoare.